Așezată pe o colină care o face vizibilă de la mare distanță, biserica a fost ctitorită în 1796 de către logofotul Radu Caramanlău și fiii săi, deși alte surse menționează anul 1733. În 1899 biserica a fost reparată de Anastasie Filipescu și Nicolae Amira și, tot atunci, pictura murală a fost refăcută. Fișa repertoriului arheologic național menționează mutarea vetrei satului mai la nord, ceea ce ar fi dus la abandonarea bisericii, însă nu este clar din ce motiv s-ar fi putut întâmpla astfel, pentru că actualul amplasament al lăcașului de cult este la nedesat, deci mutarea acestuia spre nord l-ar fi adus mai aproape de biserică. Alte surse care îi citează pe sătenii susțin că abandonul se datorează avariilor care au survenit la cutremurul din 1977 și care nu au fost niciodată reparate. În trecut, sub biserica, era Siinca, este un tunel care face legătura între biserica și Balaceancă Poștă.